un po' un raffund migrativo. Luminosa del crepuscolo, del Tudor Ferraro, o composizione a progressiva infinitesimale a un'evoluzione lente a una struttura acotice. După cum ne-a spus chiar astăzi, crepuscul este rezultatul unei acumulări și rare de obiecte sonore care și-au originea în lumea muzicii instrumentale și vom recunoaște sunete de cărnet și vioară. Vom încheia călătoria noastră în spațiul temporalitate a muzicii acusmatice, după care am familiarizat astăzi, deschizând, de fapt, în același timp, Cutia Pandorei, unde speranța o regăsim ca fiind muzica electroacustică, dar în versiunea ei interactivă. Așadar, ultima lucrare din program, John Second, a compozitorului Adrian Brusa, reflectă un ansamblu sofisticat de procesare a sunetului prin intermediul calculatorului, dar acest lucru petrecându-se de fapt în timp real, în mod interactiv. Așadar, conceptul cheie în care se clădește această lucrare este tocmai interacțiunea dintre interpret și calculator. Apropo de interpret, vreau și cu această ocazie ca să mulțumesc bunul meu prieten, violonistului Ladislau Cendeș, pentru această minunată oportunitate care mi-a oferit-o de a fi la Cluj, de fapt pentru a prezenta o a treia, cred că, versiune, aceleași lucruri, cum vă spuneam, fiind o muzică interactivă, reclătind cu fiecare apariție pe scenă cu lucrare. În încheierea aceasta, încheierea acestei prezentări, care s-a dovedit destul de lungă, aș vrea ca să vă invit, pur și simplu, la următoarele. Să vă invitați comportamentul fotorii, să închideți ochii, nu vreau să ne pot stinge aproape toate lumele din sală și în același timp am să vă invit să savurați